Sârbii de la Rapid și-au rezolvat problemele cu viza și au ajuns în cele din urmă în București. Bozovici, Dialovici și Veliaș vor relua pregătirea alături de echipă și au șanse mari să joace în primul meci din campionat al Rapidului cu Poli Iași. Totuși, Bozovici a declarat la sosire în țară că nu este încă sigur dacă va mai rămâne în Giulești. M-am întors pentru Rapid, m-am întors pentru fani. Happy to be back? Yes. Yes. And you're ready? You're decided to stay here or? 50% I'm ready. But the problems here are the same. No money for players, no players. I know. I have some offers. Mr. Kopus now gave me go. He want a lot of money and I don't know. I see what happened there. So it's not 100% sure you stay in Rapid? No, no.